Adrian Mazilu, bună seara! Deja un obișnuit al flash interviurilor, nu mai e niciun fel de surpriză când apare aici după prestații bune și după un gol a la Hagi în seara asta, nu? Bună seara! În momentele lui Gică de glorie. Bună seara, în primul rând! Bună seara! Da, sper de acum încolo să mai marchez așa goluri, pentru că m-am antrenat foarte mult la antrenament, exersez aceste execuții și sper că s-a văzut și în seara asta. Deci asta era curiozitatea mea, dacă golul din seara asta l-aveai aici în minte, să-l și fructifici într-o bună zi și a venit iată această ocazie. De când îl exersezi? Da, îl exersez de foarte mult timp, chiar și de la juniori, aceleași execuții încerc, pentru că asta văd că-mi iese și o încerc foarte bine și văd că-mi iese. Cum a fost? Ai început ca mai toată echipa foarte bine. Da, am început bine pentru că suntem toți uniți, ne-a motivat foarte bine să câștigăm meciul și am făcut-o. Și la tine, de unde, te-am întrebat și dățile trecute, de unde sângele ăsta rece, caracteristic unor jucători cu ani buni și mulți, sau mulți în primul eșalon. Tu ești un copil, ai 17 ani, nu? Da, nu mi-e frică să ies la luptă, pentru că este fotbal, n-am emoții, n-am nimic și dau totul pe teren. Încerc totul, pentru că nu contează dacă sunt copil sau nu, încerc să dau totul ce mai bun pe teren. Bine, copil, am exagerat eu, mai tânăr decât cei de aici, ca mulți dintre cei de aici. Cum gestionezi perioada asta foarte bună pentru tine? Se scrie de tine fel de fel de zvonuri că te urmăresc echipe, că valorezi nu știu câți bani. Cum e pentru tine, pentru un tânăr neobișnuit până acum cu așa ceva? Da, nici eu nu știu cum să spun, pentru că n-am mai întâlnit asta până acum, n-am mai auzit până acum de nimic, dar chiar nu mă interesează. Adică nu citesc ziarele, nu mai citesc, dar visezi așa la fel de fel de echipe, de transferuri, nu, aici, de salarii? Nu. Când sunt aici, îmi dau tot ce mai bun pe teren și sper să fac cât mai bine. De ce ai ieșit în a doua parte destul de vreme? Pentru că domnul Hagi a spus la vestiar că dacă începe echipa să ne atace sau ceva, trebuie să mă schimbe, pentru că nu pot să fiu acolo fundaș sau... Adică a făcut o schimbare pe post. Păi nu, am văzut, dar nu puteai să faci la fel de bine și fază defensivă? Cam asta era ideea? Sau nu erai fizic? Asta chiar nu știu. Nu știu, depinde de mister asta. A, deci practic tu ai fi putut dacă te-ar fi păstrat pe teren, doar că din rațiuni tactice a considerat că trebuie să... Da, tactic era mai bine pentru că a băgat un fundaș și se ne apără mai bine. Uh-huh. Tu ești tânăr, foarte tânăr, pedalezi pe aspectul ăsta, dar așa să jucați din 3 în 3 zile... Da, este destul de dificil, pentru că am avut două etape, am avut o etapă destul de lungă și acum urmează iar destul de lungă, dar trebuie să ne odihnim bine și următorul meci trebuie să câștigăm. Uh-huh. Aveți la Cluj acum, la Universitatea, o deplasare lungă, vineri, după abia aveți timp de o recuperare, un antrenament și plecați. Exact, da. Trebuie să ne odihnim bine, pentru că este un meci destul de greu, dar obiectivul nostru este să câștigăm și să aducem cele 3 puncte. Ce să câștigați, următorul meci sau campionatul? Că e foarte important, sau ambele? Unde? O luăm pas cu pas, fiecare meci este important. Până acolo mai este de jucat.